Potrivit legii, ajutoarele de urgență se acordă în situații deosebite în care se poate afla la un moment dat o familie ori o persoană singură, situații care au drept cauze starea de sănătate, calamități naturale, incendii, accidente, repatrierea membrilor de familie decedați în străinătate sau alte situații ce pot conduce la excluziune socială. Pentru fiecare dintre situațiile deosebite prevăzute în hotărârea Consiliului Local, o persoană sau o familie poate beneficia de ajutor de urgență o singură dată într-un an calendaristic. În municipiul Deva, ajutorul de urgență este acordat de la bugetul local prin dispoziția primarului și pe baza documentelor doveditoare și a anchetelor efectuate de reprezentanții Direcției de Asistență Socială. Totodată, persoanele care beneficiază de ajutor de urgență au obligația de a prezenta în termen de 3 luni documente care să ateste că sprijinul financiar a fost folosit în scopul pentru care a fost acordat. Direcția de Asistență Socială acordă ajutoarele de urgență conform hotărârii de Consiliu Local, prin dispoziție a primarului și pe baza actelor doveditoare depuse de cei care cer acest ajutor. De asemenea, beneficiarii vor trebui să aducă documente doveditoare a cheltuielilor efectuate cu banii primiți ca și ajutor de urgență. Potrivit legii, ajutoarele de urgență se acordă în situații deosebite în care se pot afla persoanele singure sau familiile de pe raza municipiului, situații care au drept cauză starea de sănătate, calamități naturale, incendii sau alte probleme de sănătate, inclusiv repatrierea decedaților. Lista situațiilor deosebite pentru care DAS acordă ajutoare de urgență, valoarea sprijinului financiar, precum și criteriile de acordare a acestuia, pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Deva. Anul trecut, DAS Deva a acordat 155 de ajutoare de urgență în valoare totală de 274.400 de lei. De la începutul lui 2022 și până în prezent, Direcția de Asistență Socială Deva a acordat 18 ajutoare de urgență în valoare de 45.000 de lei.